Bună seara, eu sunt Ovidiu Blidar, gazda dumneavoastră din această seară. Pentru că, așa cum v-am obișnuit, deja o să petrecem următoarea oră împreună la Pulsul Imobiliar de la Sud-Vest TV. Îl avem în această seară invitat alături de noi pe Alexandru Proteasa. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc că ai răspuns cu da invitației noastre. Te-am invitat în această seară să discutăm un pic despre Moșnița din perspectiva imobiliară. Acum, de ce te-am chemat pe tine? Pentru că, din punctul meu de vedere, ești cel mai în măsură să discuți despre asta, având în vedere că activezi în Moșnița și ca și agenție imobiliară și ca și dezvoltator, lucrezi, adică ești și în organele de conducere ale comunei. Zi-ne un pic, știu că ai început destul de devreme ca și vârstă în, da, așa este, în piață. Am început la vârsta de 18 ani să activez în piața imobiliară. Din anul 2006, mai exact, era perioada de dinainte de criza imobiliară care a venit în 2009, sau era perioada în care aproape toată lumea făcea imobiliare, drept pentru care la 18 ani, fără experiență, am făcut imobiliare cu ceva curaj. Nivel, cu curaj, la un nivel slăbuț, dar a venit criza, criza ne-a format, pot să spun că ne-a dezvoltat ca și competențe, ca și profesionalism. De atunci am și crescut ca și companie. Începând cu anii 2010 am început și partea de dezvoltare imobiliară, am început să construim case pentru vânzare. Și din 2010, timp de 8 ani de zile, am tot crescut și creștem în continuare. Bun, zi-mi un pic, hai să discutăm un pic despre partea de agenție. Cât e de greu să te nișezi cumva ca și zonă? Știu că foarte multe agenții din Timișoara se nișează cumva pe segmente de piață. Voi v-ați nișat pe o zonă mai mult, adică vă ocupați de Moșnița. Cum e piața în nișa de zonă? Chiar a spune că n-a fost o nișare grea, chiar mi-a fost foarte ușor, foarte simplu. Am preferat să nu ne dezvoltăm și pe alte zone, cel puțin în primii ani de activitate, să intrăm pe zona de Timișoara sau pe Ghiroda, la nord sau la sud, spre Giroc. Ne-am focusat pe zona Moșnița ca să putem să dezvoltăm foarte bine, cunoscând proprietarii, cunoscând dezvoltarea, cunoscând, practic, în 2006, când ne-am apucat noi de imobiliare, era Moșnița un câmp. Da, doar câteva locuințe erau la drumul județean apărute stânga-dreapta. În rest era un câmp, fiind născut în Moșnița veche, crescând în comuna Moșnița, am cunoscut foarte mulți proprietari, practic am crescut odată cu zona. Și ți-a fost ușor să-i abordezi, pentru că vă știați, aveați un istoric împreună, chiar dacă nu ca și business. Exact, a fost ușor, colaborarea a mers foarte bine, recomandările vin în continuare, pentru că ne facem, zicem noi și clienții noștri, ne facem bine treaba și cel mai mult mergem prin recomandări. Am înțeles. La nivel de servicii, știu că voi vă ocupați de, ocupându-vă de Moșnița, vă ocupați de case. La nivel de servicii, ce cer oamenii? Ce își doresc? Sau ce ați văzut voi că își doresc? Dacă este să vorbim despre clienții finali care doresc să achiziționeze un imobil pe Moșnița, cea mai mare cerere, după cum se cam cunoaște acum pe piață, este pentru case duplexuri. Avem și cumpărători... Asta și din prisma prețului, că este un pic mai mic decât caselor individuale și atunci, automat, și numărul clienților e mai ridicat. Desigur. Datorită prețului se și construiesc mai multe duplexuri și pe Moșnița pentru vânzare, dar și cererea este mai mare datorită prețului pe metru pătrat. Așa este. Te-am întrerupt. Da. Ziceam, ce întrebarea mea era, ce ați văzut voi că cer oamenii ca și servicii? Noi ca și servicii avem integrate mai multe categorii, în sensul că facem intermediari de terenuri case, facem dezvoltare de locuințe, duplexuri, case individuale și mai nou construim și clădiri cu regim mic de înălțime, parter, etaj cu câte 4-6 apartamente,
dar am dezvoltat o componentă care este foarte bine apreciată de dezvoltatorii imobiliari, în sensul că luăm terenurile arabile, le întocmim puzurile, le asigurăm tot ce înseamnă consultanță privind introducerea rețelelor de utilități și ne obținem și exclusivitate pentru aceste terenuri și vindem în mare parte tot dezvoltatorilor de construcții de imobile. E un mare plus, e un mare plus că nu mai au ei de umblat, plus de asta dacă faci același drum de mai multe ori, cunoști drumul. Și având ritmul de dezvoltare pe care îl are Moșnița, e destul de greu să țină pasul cu utilități și atunci e nevoie de cineva care știe ce are de făcut ca să se întâmple lucrurile. Legat de partea de dezvoltare. Da. V-ați apucat, ați construit la cerere sau ați avut voi niște proiecte sau ați gândit voi niște proiecte după care le-ați vândut? Primele proiecte pe care le-am gândit în anul 2010, încă am mai construit și în 2018, este un model de casă parter, care are 91 de metri pătrați util. În prima fază l-am gândit, chiar eram pe băncile facultății când l-am schițat, eram prin ultimul an de facultate și este un produs foarte bun, nu-i dăm numele proiectului, dar cei care sunt pe Moșnița știu foarte bine, cred că sunt făcute undeva la peste 150 de astfel de case del parter. Nu neapărat făcut de către noi ca și dezvoltator. Dar a fost copiat proiectul sau nu? Nu neapărat să zici copiat, l-am cedat și altor, șeruit. L-am șeruit și altor colaboratori pe piață, pe dezvoltatori imobiliari. Chiar asta vreau să mai punctez că, deși poate unii dezvoltatori imobiliari de pe comună și din alte zone, au privit așa oarecum cu reticență colaborarea cu noi, pentru că crezând că dacă noi construim pentru vânzare, nu suntem deschiși în a colabora, gândeau că poate îi blocăm sau suntem închiși în a duce niște discuții pe partea asta. Dar presupun că separați lucrurile, adică separăm și chiar în momentul în care vine clientul, vreți să-l ajutați să găsească cea mai bună decizie. Bun. Dacă cea mai bună e la voi, perfect. Dacă nu, presupun că nu e o problemă. Adică voi prezentați oferta pe care o are în momentul respectiv în piață. Da, chiar încurajăm constructorii care doresc să construiască, să vină să colaboreze cu noi, pentru că le oferim tot sprijinul și toată consultanța. Așa, bun. Legat de partea asta de dezvoltare, cred că ești mândru în momentul în care treci pe lângă respectivul proiect și știi că a fost conceput de voi și că da, oamenii l-au apreciat. Chiar cel mai recent exemplu poate fi zona Calea Urseni, dar Calea Urseni ce ține de Comuna Moșnița. Am să confunda Calea Urseni, zona Horticultura, care ține de Timișoara sau Giroc. După ce se trece Calea Ferată, acel drum nou asfaltat în urmă cu 5-6 ani de către administrația locală, în zona respectivă, aproape de sat Urseni, chiar noi ne-am ocupat de dezvoltarea, să nu zic neapărat a locuințelor, pentru că am făcut și noi câteva locuințe acolo, dar ca și dezvoltarea zonei. Am găsit trei inițiatori de puz pe care i-am asociat, am introdus toată infrastructura de utilități, gaz, apă, curent, iluminat stradal. Și pe zona respectivă, de exemplu, în vara lui 2017, doar doi dezvoltatori am început să construim. Ceilalți constructori care erau pe zona Moșnița erau obișnuiți să construiască în Moșnița Nouă, Moșnița Veche, drumul Boilor, drumul Județean. Inițial au privit cu reticență zona, fiind nouă, domnule, venim aici. Dar, în general, lucrurile noi sunt privite cu reticență, adică așa este. Nu-s de condamnat. Pe de altă parte, dacă n-ai curajul să faci lucruri noi, nu evoluezi. Așa este, da. Și trebuie să și riști. Având în vedere că ai crescut în Moșnița și ai văzut Moșnița dezvoltându-se de când erai mic. Da. Cum ți se pare ritmul ăsta de dezvoltare? Adică ți-e mai ușor să ții pasul, având în vedere că te învârți în domeniul ăsta. Dar cum ți se pare așa, ca și dezvoltare, ca și ritm de dezvoltare? Ritmul, cel puțin din 2016, este unul alert, nebun chiar.
acum, dacă privind din perspectiva locuitorului din Mohnița, într-un fel aș privi cu nostalgie ce sat liniștit aveam în copilărie. O populație de 1300 locuitori, de exemplu, în Mohnița Veche, cu grădini foarte largi, case din 100-100 de metri, dar cum s-a mai schimbat evoluția, acum, ușor, vin probabil și anumite, să spun, dezavantaje sau disconforturi. Nu poți să te înfrânezi evoluție. Dacă vrei liniște și ce a fost satul Bănățean în urmă cu 20 de ani, nu-l mai găsești lângă Timișoara, trebuie să duci mult mai departe. Mie mi-a plăcut foarte mult cum s-a dezvoltat Mohnița. A fost, din punctul meu de vedere, ca și localitate apropiată de Timișoara, cea mai coerentă în dezvoltare. Cu străzi largi, chiar dacă, cel puțin în zonele noi, dar și zonele vechi, în zonele vechi are străzi destul de largi. Am înțeles că e un proiect de mărire, lărgirea drumului dintre Mohnița și Timișoara. Adică se crește accesibilitatea zonei. Da, așa este. Este un proiect de lărgire al drumului județean la 4 benzi, proiect care are finanțare asigurată prin programul PNDL. În acest moment este la stadiu de obținere a acordului de mediu. Sperăm să obținem acest acord de mediu. Sunt câțiva cetățeni de la strada principală care au depus un memoriu la mediu legat de anumite aspecte care proiectul nu le-a respectat. Să sperăm că proiectanții și cei măsuri vor rezolva ca proiectul să se întâmple. Este un proiect care ajută foarte mult dezvoltarea comunei. Pe o rază de 5 km sunt prevăzute undeva la 6 sensuri giratorii, deci nu există riscul de a se transforma într-un drum de mare viteză prin centrul localității. El este prevăzut cu benzi, cu două benzi de circulație pe sens, cu separator pe mijloc, cu piste de biciclete și pe parte și pe alta, până după centrul localității Mohnița Nouă. Este prevăzut și cu acces pietonal, inclusiv iluminat stradal. Acum, dacă lucrurile merg bine, și să sperăm că o să meargă bine, cam pe când o să mergem pe patru benzi până la Mohnița? Cele mai optimiste scenarii sunt că anul viitor să înceapă lucrările și probabil în anul 2020 să fie finalizate. Bun, pentru că, din ce știu eu, s-a gândit o legătură între Mohnița și Timișoara și pe la drumul boilor. Și ce a ținut așa de este partea de Mohnița s-a realizat. Drumul se oprește într-un canal. Da. Din fericire, unul din marile avantaje pe care le are comuna, pe lângă cel menționat de tine din aur, prin faptul că avem o coerență urbanistică, nu s-au construit clădiri înalte, blocuri printre case, străzile sunt foarte largi, ceea ce în alte comune mai atrăgătoare, să spun, decât Mohnița, nu s-a prea respectat, la noi s-a respectat, asta este meritul administrației locale precedente, dar și actuale, că păstrează aceste lucruri bune, și avem o vascularitate foarte bună a drumurilor. Comuna Mohnița Nouă este conectată la Timișoara odată prin calea Urseni de care am menționat, prin acest drum județean Mohnița Nouă Timișoara, care va fi extins la 4 benzi și drumul de care am menționat adineori, Mohnița Veche direct Timișoara, așa zisul drum al boilor, drumul boilor, care este construit de către administrația Mohnița de 4 ani de zile, se oprește în canalul Șubuleasa în acest moment. Din canalul Șubuleasa, de acolo este teritoriul orașului Timișoara. Din păcate, când s-au făcut retrocedările în anii 90, nu s-a ținut cont de vechiul drum. Acolo era un vechi drum ce lega Mohnița Veche direct de Timișoara. Mohnița Veche fiind sat mai vechi decât Mohnița Nouă și după denumire, da? Mohnița Nouă e colonie de 1903 și atunci s-a făcut legătura directă cu Timișoara. Acest drum vechi, în anii 90 nu s-a mai ținut cont de el și când au retrocedat terenurile, au pus peste drumul vechi și primăria Timișoara a avut problema în a expropria sau a obține terenurile de la 15-20 de proprietari privați. Am înțeles că de curând domnul city manager al orașului Timișoara a rezolvat undeva în luna iunie-iulie, a vorbit cu el la telefon și a rezolvat problema expropierilor sau cederilor de teren.
Pentru Timișoara nu este o problemă să finanțeze acel 1,2 km de drum neasfaltat. Nu mai e o distanță foarte au mare. Au alocat an de an banii în buget, dar din punct de vedere al actelor, birocrația ne ține pe loc și la acest proiect. Știu că în ultimii ani s-a dezvoltat partea asta de legătura Mojniței cu Timișoara și inclusiv legătura cu aeroportul pe la bază și e de câțiva ani. Da, pe la Bucovăț. Pe la Bucovăț. Asta vreau să spun de vascularitatea zonei. Pe lângă aceste trei drumuri, Ursen, drumul județean, drumul Boilor, mai avem și conexiune directă cu Ghiroda. Moșnița veche Ghiroda este un drum ce străbate câmpul. Acest drum a fost pietruit în urmă cu 2 ani de zile, deci se poate veni pe el. Este un drum pietruit bine, se poate veni cu orice tip de mașină, dar nu cu viteză, asta e cert. Și tot în zona respectivă o să avem un sens giratoriu undeva la intersecția Moșnița veche Ghiroda. Acest drum se intersează și cu centura Timișoarei, centura sud. Și totodată mai avem drumul Moșnița veche Bucovăț, Remetia, direct la autostradă. Deci dacă ești în comuna Moșnița, nu ai nevoie să mai străbați Timișoara sau ca să... măcar Viitoarea Centură ca să ajungi pe nodul de la Remetia sau pe nodul de la centura din Ghiroda actualmente sau aeroport. Cât de tare a afectat prețurile accesibilitatea crescută sau creșterea constantă a accesibilității zonei, cât de mult a afectat prețurile atât la terenuri cât și la proprietăți? Se observă o tendință de reorientare a chiar și a dezvoltatorilor imobiliari de pe comunele mai dezvoltate, mai celebre din jurul Timișoarei spre Moșnița, tocmai datorită prețului mai accesibil. La ora asta, credem noi că este cel mai oportun să faci o achiziție pe raza comunei, pentru că metru pătrat este cel mai accesibil. Vorbesc acum de duplexuri sau case și îți oferă și perspective de creștere, pentru că noi am rămas și în urma celorlalte comune datorită faptului că nu avem centre comerciale pe zonă. La ora asta sunt 2 centre comerciale puternice, mă refer la lanțuri de magazine, care doresc să deschidă, să investească în zonă, să deschidă pe drumul județean 2 supermarketuri. Foarte tare, și atunci automat o să crească inclusiv prețurile în zonă, pentru că oamenii au tot ce au nevoie acolo. Plus de asta, ca și grădinițe, școli, Moșnița fiind o localitate destul de veche, are tot ce ține de partea asta. Bun, acum, oricum, nu sunt lanțuri de magazine, dar magazine sunt. Desigur, sunt magazine non-stop, avem și brutării cu pâine tradițională foarte bună, avem foarte multe servicii dezvoltate. Zi-mi, te rog frumos, există clienți care vin la voi să vă ceară să le construiți anumite modelele lor de imobile? Există și o astfel de cerere. Noi nu construim pe comandă și sunt foarte puțini care construiesc pe comandă. Majoritatea dezvoltatorilor merg pe proiectele pe care le-au deja, pentru că știu case. Care sunt costurile sau care ar fi considerentul pe care... Desigur, poate să gestioneze costurile, le cunosc foarte bine și cam din experiență cam știm ce se vinde, cam ce se caută. Bun, și nu e un plus să știi din start că ai un client interesat din momentul în care tu nici n-ai început să construiești? Depinde și de nivelul la care ești ca și dezvoltator. Dacă ești un dezvoltator care construiești 2-3 case pe an, te avantajează. Dacă ești un dezvoltator care construiești mai mult de 10 case pe an, nu mai este un avantaj, întrucât e foarte greu să gestionezi astfel de șantiere. Un client care vine cu proiectul lui are foarte multe pretenții legate de fiecare material pe care se folosește la construcția casei respective. Și atunci este foarte greu să gestionezi 10 șantiere în paralel și dacă ai și 2 care vor fiecare etapă să o supravegheze, să-și pună amprenta. Da, te complici. Te complici și ajungi să ai clientul nemulțumit într-un final. Care segment din ce faci îți place mai mult? Partea de agenție sau partea de dezvoltare? Cel mai mult îmi place partea de dezvoltare de terenuri, să spun așa. Când luăm o zonă de la zero, ne uităm acum e un câmp și trecem peste 3 ani de zile și de la câmp a ajuns tot construit.
Ce te-a făcut? Aceasta cea mai mare satisfacție. Ce te-a făcut? Că discutați la început că te-ai apucat destul de devreme ca și vârstă, la 18 ani. Ce te-a făcut? Ce te-a împins în direcția asta? Bună întrebare. Ai și răspunsul? A venit natural. Pot să spun că a venit natural. Pot să spun că de mic simțeam atracția asta spre dezvoltare, spre... Jucam jocuri de strategie când eram copil. Empire, Earth... Age of Empire și așa, asta putem să le spunem, da. Că nu e problemă. Oricum, ultimul pe care l-ai menționat, cred că e și un pic depășit, că și eu jucam... Foarte vechi. Și eu jucam în timpul facultății și nu... Și tot timpul m-a pasionat chestia asta de dezvoltare, de construcție, de cum se dezvoltă. Era cer în 2006-2007 pentru cei care erau în piața imobiliară. Știu că era o cerere foarte mare și nici nu erau oameni pregătiți spre a servi nevoia de cumpărare sau nevoia de investiții. Erau foarte mulți care căutau terenuri în comună, auzeam de ei și la un moment dat am zis, domnule, dar nu mi-e așa de greu, dacă vine cineva, spuneam 150.000 de euro de investit, vreau să cumpăr 2-3 hectare. Știam și eu oameni care au pământ în comună și atunci am mers la ei, am pe cineva care vrea să ia terenul tău, cât îl dai, cu 5 euro metru pătrat. Ok. Uite, scumpărătorul. Uite, aici, asta e că în, nu s-a părut greu. În prima fază a apărut nevoia. Exact. A apărut nevoia și fiind acolo, cumva ai tratat nevoia oamenilor. Așa este. Cum? Bănuiesc că ar trebui să facă fiecare agenție. Adică nu crezi nevoia. Nevoia există și cumva vii să, în întâmpinarea clienților, să-i ajuți să găsească cea mai bună decizie pentru ce vor să ia. Teren, casă, tot ce ține de partea asta. Ce se dezvoltă mai mult? Case individuale, duplexuri în zona voastră? Din datele pe care le-am centralizat noi, cele mai multe autorizații se eliberează pentru construcție de case tip duplex. Acestea sunt cele mai multe. Anul 2018, după ultimele date culese de pe site-ul primăriei Moșnița și centralizate de către noi, anul ăsta este prima în care se depășesc 500 de autorizații eliberate, din care zicem noi că undeva la 300 sunt duplexuri. Dacă este să facem o comparație cât de mult, gândiți-vă că localitatea Moșnița Veche sau localitatea Urseni, înainte să înceapă dezvoltarea imobiliară, deci până prin anul 2005, aveau până în 400 de numere de case. Asta avea satul Moșnița Veche și satul Urseni. Și acum, practic, într-un an de zile, comuna crește cu câte un sat. E deci foarte, foarte alert. Foarte alert. Și ca și populație, înseamnă undeva la 1000 de locuitori pe an. În condițiile astea este obligatoriu să se facă 4 beni, să crească accesibilitatea în zonă, pentru că altfel o să fie nebunie în momentul în care îți dorești să ajungi în Timișoara. Temerea cea mai mare care a fost în legătură cu proiectul 4 benzi, să spun, a administrației și a celor de acolo, este să nu se transforme într-o autostradă. Asta a fost singura temere, dar proiectul actual va fi un bulevard, zic eu, cochet, dacă se va finaliza acest proiect și va crește foarte, foarte mult siguranța în trafic. La ora asta, pentru cei care circulă pe drumul județean, la orele de vârf, în speță în timpul săptămânii, la 7:30-8 dimineața, sau de vinerea, după masa, când lumea pleacă din Timișoara, se circulă bară la bară și sunt foarte mulți care fac stânga-dreapta, blochează accesul. Sunt unii vin din spate, vor să depășească toată coloana. Sunt foarte multe accidente, sunt oameni care suferă din acest motiv și este foarte bine. Sperăm să se întâmple acest proiect. Bun, voi ziceați că ca și strategie de dezvoltare luați terenul, parcelați, după care aduceți utilitățile după care vă apucați să construiți. Da. Știu că sunt dezvoltatori care fac total invers, apucă să construiască după care încearcă să aducă utilitățile. Ce-i sfătuiești pe ăștia care fac lucrurile invers? Și o să te rog să te gândești pe parcursul pauzei de publicitate pe care o să luăm, ne întoarcem imediat.
agenția imobiliară potrivită, găsirea casei tale este o plăcere. Alege Imopuls. E mai ușor împreună. Bună seara, ne-am întors în studio. Pentru cei care ni s-au alăturat mai târziu, îl avem alături de noi pe Alexandru Proteasa, cu care discutăm despre moșnița din perspectiva imobiliară. Rămăsesem cu discuția la ce le recomanzi celor care, ca și dezvoltatori, care pun carul înaintea boilor, cumva, și dezvoltă înainte să-și aducă utilități. Da, dezvoltatorilor le recomandăm să înceapă prima și prima oară actele pentru branșamentele utilităților. După ce obțin autorizația de construire a imobilului, pasul următor ar trebui nu neapărat începerea fizică a construcției, cât mers la companiile de gaz, curent, apă, a depune actele în vederea branșării. Un branșament, poate, de exemplu, la gaz, poate să dureze până spre 9 luni de zile. Știm cazuri care construiesc, ajung în faza de intabulare a construcției și după intabulare merg la companiile de utilități și cer branșamentele. Dar în perioada asta, fiind intabulat, ei deja pun imobilul pe piață, cumpărătorul de bună credință vine, cumpără entuziasmat că cumpără un imobil nou și se va muta într-un imobil nou, dar nu ia în calcul că actele când au fost depuse pentru branșamentul imobilului. Și este un aspect la care atât constructorii de imobile, dar în special cumpărătorii de case duplexuri sau apartamente, ar trebui să verifice și să întrebe dezvoltatorul în ce stadiu este cu utilitățile sau ce, chiar dacă fac achiziția imobilului, să aibă un termen garantat de dezvoltator până la care se introduce rețeaua de cum gaz ar sau putea, curent. Cum ar, cer scuze că te întreb, dar cum ar putea garanta dezvoltatorul un termen în condițiile în care cumva nu depinde de el? Depinde de furnizorii de utilități. Sau nu? Depinde parțial de furnizorul de utilități. Cu compania de gaz, dacă semnezi un contract de racordare, ei îți dau un termen. Dar până să ajungi să semnezi tu ca dezvoltator contractul de racordare, mai ai câteva demersuri de făcut. Când ai semnat contractul de racordare, compania de gaz îți dă, mi se pare, 160 de zile, poate greșesc, și da, mai avem un băiat ce să cu aproximație, exact, cumva. Să spunem că 160 de zile. Tu poți să iei acel termen de 160 de zile, plus terenul de montare contor 30 de zile. Și
poți încheia un contract în care garantezi, îți vând acest imobil cu promisiunea că bun, da, și gazul dacă, avem la data de. Dacă cei de la gaz nu se țin de cuvânt. Este problema companiei de gaz, ei sunt depășiți de termen, se poate face reclamație la ANRE și acolo se pot pune presiuni. Am înțeles. Și atunci, tu, pe cei care sunt dezvoltatori, am înțeles, îi sfătuiești să facă lucrurile coerent și să dezvolte de infrastructura după care să dezvolte imobile. Pe cei care cumpără, doar pentru că le garantează dezvoltatorul că o să aibă, nu știu dacă, adică gândește că nu poate să fie considerată răzgândire în momentul în care omul n-a ținut de el. Deci în primul și în primul rând potențialul client al imobilului trebuie să vadă fizic că există rețele în fața imobilului, de exemplu gazul, că rețeaua nu, de curent, rețeaua de apă. Că nu trebuie să făcute fizică sunt. Că nu trebuie făcute rețele noi. Dacă vorbim de parte de extindere, după care ulterior branșament, deja le lungim și mai mult. Și atunci, da, nu aș sfătui pe nimeni să cumpere un imobil și dezvoltatorul să promită vine gazul și curentul. Bun, dar tu nu vezi rețeaua în fața imobilului. Zi-mi, dacă tot am ajuns la discuția asta de utilități, zi-mi te rog frumos, există cumpărători care de terenuri, da, în speță, care merg pe sistemul investesc într-un teren azi, pentru că nu are utilități și un pic mai ieftin, și o să se dezvolte în jurul meu și o să fie utilități, o să mi-l aducă cineva, nu știu, oricine altcineva decât eu. Da. Există mai multe categorii de cumpărători de terenuri. Există și cumpărătorul clasic din România de imobile care caută, desigur știm foarte bine, să evite agenția, că nu vede plus valoarea pe care o ducem noi într-o tranzacție și el crede că știe el mai bine să-și culeagă din anunțurile de mică publicitate să cumpere un imobil. Dar nu cunosc că sunt foarte multe capcane ce pot fi... le-ar putea întâlni în decursul de tranzacție. De tranzacție și mai ales post-tranzacție. Pentru că, vă dau așa doar câteva exemple, sunt care cumpără terenuri fără absolut nicio utilitate, nu curent, nu drum, nu gaz, nu apă, dar vânzătorul nu-i garantează, nu-i promite nicio utilitate în contract, ceea ce nu recomandă nimănui. Deci nu recomandăm nimănui să cumpere un teren, cumpără acum și lasă că aduce primăria curent, gaz, apă și infrastructură. Acest lucru nu se întâmplă sau se va întâmpla într-un termen foarte, foarte lung. Recomand tuturora să cumpere terenuri care au infrastructura creată sau în cazuri în care inițiatorul puzului sau dezvoltatorul de puz își asumă rețele de utilități într-un termen, dar și cu niște clauze penalizatoare. De exemplu, noi vindem anumite terenuri în situația următoare, îți dau 5% din bani acum, iar tu ca inițiator de puz te obligi să bagi curent, gaz, apă, drum pietruit până în mai 2019. Dacă în mai 2019 nu ai pus cele 4 rețele de utilități, nu se mai plătește diferența de 50% din valoarea terenului. Și atunci și cumpărătorul este protejat cu o sumă consistentă. Rămâne cu terenul la jumătate de preț, cumva. Rămâne la jumătate de preț, da. Foarte tare idee. Foarte tare. Așa, în acest sistem vine adică foarte multe. Cumva îmi dă garanție că îți dai tot interesul ca și dezvoltator de puz să faci treaba. Și acum revin la întrebarea ta în care m-ai întrebat dacă sunt și lasă că aștept eu să se dezvolte. Astfel de investitori strategici sau care caută să facă un profit avea. Sunt oameni care au niște bani puși deoparte, decât să-i țină la bancă, preferă să colaboreze cu noi. Știu că în zonele unde noi facem dezvoltare, unde scoatem un puz nou pe piață de 3-4 hectare, mereu primele loturi se vând la niște prețuri mai accesibile, ei cumpără, așteaptă o dezvoltare în zonă de 2-3 ani, după care revând. Avem și astfel de investitori, dar nu sunt atât de mulți precum erau înainte de criză, unde toată lumea specula. Toată lumea vrea să cumpere. Zi-mi, te rog frumos, doar Moșnița Veche, Moșnița Nouă se dezvoltă în respectiva zonă? În respectiva zonă. Dacă vorbim de estul orașului Timișoara, cum spuneam adineori, noi acoperim foarte bine comuna Moșnița. De ceva vreme ne-am extins
datorită cererii, aș putea spune, din acest motiv, ne-am extins și pe Comuna Bucovăț și ceva pe Comuna Remetea Mare. Dacă m-ar fi întrebat cineva în urmă cu 3 ani de zile ce aș crede despre dezvoltare imobiliară în Comuna Bucovăț sau Bucovăț, zona Bazoșul-Nou, aș fi fost sceptic, dar pot să spun că avem deja 2 puzuri pe zona respectivă, destul de mari, undeva la 10 hectare, care le-am scos anul ăsta pe piață și merg extraordinar de bine. Sunt oameni care cumpără pe zona respectivă pentru că sunt foarte aproape de zona de interes. Locul de muncă, dacă l-au în zona Comunei Ghiroda sau pe centura Timișoara, unde sunt foarte multe investiții, este mult mai facil accesul din zona Remetea Bucovăț decât să cumperi un imobil în Timișoara, de exemplu. Ca să nu mai spunem că în Comuna Bucovăț poți să iei imobilul mult, mult mai ieftin decât în comuna, decât în orașul Timișoara. Și ești mai aproape de lucru. Și iar un aspect important ce aș recomanda investitorilor, cumpărătorilor, de fapt, de case, apartamente, să nu calculeze distanța în kilometri față de obiectivele de interes. De exemplu, sunt la 5 km de mall, mai zic unii, sau 7 km de locul de muncă. E foarte important aspectul cât timp fac de la imobil până la punctul de interes. Dacă ne uităm prin filmele americane, majoritatea astfel calculează. Stau la jumătate de oră de centrul Los Angelesului, dar nu zice stau la 15 mile. Da, sau la jumătate de oră. Ei calculează în timp. Sora mea stă la București și face ore până la muncă. Deci mie mi se pare incredibil în condițiile în care eu de acasă până la birou fac 10 minute. Acum de când cu pasajul Jiu. Da, normalitatea este să te gândești cât timp faci. Că degeaba ai 3 km până la punctele tale de interes, dar stai în trafic ore. Dar mergi cu 5 km la oră. De exemplu, oră de vârf, dacă este să vii din centrul Timișoarei să lucrezi pe în Comuna Ghiroda, faci 40 de minute. Dar dacă stai în Bucovăț, că ziceam de Bucovăț, ca și dezvoltare, o să faci 5 minute. Așa. Dar ca distanță în kilometri e aceeași. Așa e. Foarte, foarte interesant modul vostru de a vedea lucrurile și de a vă dezvolta, în ideea în care, nu știu, contrazi-mă dacă greșesc, cred că sunteți singurii care se ocupă. Acum, de Moșnița nu, dar mergând mai departe spre Bucovăț, ca și agenție imobiliară, cred că sunteți singurii. Ca și dezvoltator, nu știu. Da, ca și dezvoltator de puzuri și ca agenție, da, suntem singuri. Mai sunt și pe Comuna Bucovăț câțiva constructori de case. Este un dezvoltator mai mare și câțiva mai micuți. Dar odată cu puzurile nou conturate de către noi, am reușit să redirecționăm și câțiva constructori din zona Moșnița spre zona Bucovăț. Tocmai prin prisma prețului acum, nu știu că nu am activat ca și dezvoltator niciodată. Cam care ar fi ponderea prețului terenului în prețul final al construcției? Cu aproximare, măcar dacă poți să ne zici. Probabil să fie undeva spre 30-40% așa la mult? O casă. Așa mult? Dacă vorbim de gândire cu mai multe apartamente, e mai mică ponderea. Și atunci e absolut normal să vrei să dezvolți într-o zonă un pic mai îndepărtată de oraș din prisma prețului, dacă ăsta e efectul pe care l-are asupra construcției finale. Da, de exemplu, un teren în Comuna Moșnița cu infrastructură creată, undeva la 30.000 de euro este în medie. Da? Când mergem un pic mai departe în Comuna Bucovăț, adică mai mergem încă 5 km, este la 15.000 de euro. Atunci e normal ca cei 15.000 de euro să reflectă în prețul final al construcției în cazul unui dezvoltator. Și pe urmă vorbim de o distanță de 5 km. 5 km care pe mergând 50-60 la oră constant, că nu este trafic, se fac în 5 minute. Da, așa e. Așa e. La proiectele, ziceați că aveți proiectele pe care le faceți voi. Care e stadiul în care vindeți? Așteptați să construiți după care scoateți la vânzare din stadiul de proiect? Există posibilitatea să vinzi înainte de a fi nimic pe teren? Care e stadiul la care se vinde la modul general? La modul general există cere și majoritatea imobiliilor se vând la stadiul de proiect sau în curs de construcție. Majoritatea. Ca și
politica fiecărui dezvoltator, sunt unii care preferă să ajungă cu imobilul la cheie sau aproape de cheie, în sensul că scoate imobilul pe piață în momentul când este la gri și potențialul cumpărător personalizează gresia, faianța, parchet, obiecte sanitare. Vă oferiți această posibilitate? Așa am funcționat până în anul curent și la imobile ce le-am construit până în 2017. Pe noua dezvoltare ce o conturăm în 2018, o să avem câteva imobile cu 12 apartamente care dorim să le finisăm noi la cheie și să le scoatem la vânzare în momentul finalizării. Dacă tot vorbim de noile proiecte și noile planuri, anunțăm pe această cale că am început de o săptămână un proiect, cum am spus, cu 12 apartamente și este o zonă foarte interesantă pe drumul Boiler, două puzuri noi care am reușit să asociem trei dezvoltatori, unde vor fi conturate în următorii 3 ani de zile 22 de clădiri, unde vor fi 132 de apartamente cu regim mic de înălțime, parter, etaj, mansardă, cu străzi foarte largi, cu pămâneași de străzi, 24 de metri lățime, 25 de case individuale sau tip duplex vor fi, e o dezvoltare pe 6 hectare, o zonă verde de 3000 de metri pătrați și avem și o zonă de servicii cu acces din drumul Boiler, cu acces din acea stradă de 24 de metri, de pomeneam mai înainte, pentru cunoscători, strada, prelungirea străzii Căliman și pe zona respectivă. Noi așa sperăm, așa vizionăm ca în 3-4 ani de zile, după ce se construiește toată zona din spate, la asfalt să ducem niște centre comerciale acolo, avem 10.000 de metri pătrați. Deocamdată, centrele comerciale nu sunt încă interesate de zonă, dar după ce va fi construit tot, după ce se face drumul Boiler, legătura cu Timișoara, va crește foarte mult interesul. Și atunci sperăm să avem o zonă comercială și Moșnița Veche, drumul Boiler, să nu rămânem doar cu cea din Moșnița Nouă, drumul județean. Da, pentru că foarte mulți din respectiva zonă nu o să mai iasă în drumul județean, nu o să meargă pe drumul Boiler până la Timișoara în momentul în care Timișoara așa este. O să-și facă legătura. Da, cumva e logic ca lanțurile de magazine să aștepte să se creeze cererea. Da. Pentru că e o investiție totuși. Așteaptă să li se creeze vadul comercial. Așteaptă densitate de populație. Și apartamentele pe care le faceți, două, trei camere? Avem cu două și cu trei camere, undeva la cel mai mic e 55 util, cel mai mare este 65 util. Noi preconizăm un preț de până într-o 1000 de euro metru pătrat. Foarte tare. Între 950 și 1000 de euro metru pătrat util la vânzare. Oh, înțeles. Foarte tare. Adică, având în vedere cu ce se oferă în azi piața, nu comparăm cu proiectele din centru, da? Comparăm cu proiectele din Brightim, Calea Urseni, preț e foarte bun. Foarte bun. Și ca și modele decomandate, semi-decomandate, cum ați gândit-o? Decomandate sunt toate. Decomandate? Decomandate cu bucătăriile. Apartamentele la parter o să aibă și o terasă proprie cu o mică curte de 30 de metri pătrați proprie, locurile de parcare în spate cu zonă pavată pentru locul de parcare. Ați gândit un loc de parcare sau două locuri de parcare per imobil? Conform normativului este 1,2 locuri de parcare per apartament, deci la o clădire de 6 apartamente sunt 7 locuri de parcare sau 8, cred că 8. Și ca și modele, cum ați ales ce modele să faceți? Cum v-ați, din cerințele clienților, care a fost ideea? Cum ați găsit ce modele să dezvoltați? Cum ați gândit-o? Am consultat ce se mai construiește și pe celelalte comune periurbane, am studiat piața, am studiat concurența, cam astea sunt criteriile după care am mers. Expertiza ce avem din 2010, de când construim, ne-a ajutat foarte mult în conturarea proiectului. Eu mă bucur tare mult că te-am invitat în emisiune și mă bucur că ne-ai lămurit un pic despre ce înseamnă Moșnița, cum o să se dezvolte, ce vă doriți de la Moșnița ca și dezvoltare și unde o să ajungă ea în viitor apropiat. Acum, din punctul meu de vedere, dar strict părere personală, o să se lipească clar de Timișoara, dar toate comunele vecinate din punctul meu de vedere o să se lipească de Timișoara. Acum, până la urmă, n-au mai rămas așa multe, că Dumbrăvița s-a lipit, Girocu e lipit, Moșnița,
Săcălazul, șagul e un pic de distanță, până șag ar fi un pic de distanță. Îți zi-mi, te rog frumos, dacă crezi că ai fi vrut să spun vreo întrebare care mi-a scăpat sau dacă ai fi vrut, să atingi vreun subiect în emisiune pe care nu l-am atins. Cu toate că am încercat să acopăr toate întrebările la care m-am gândit eu acum. Este ceva ce ai fi vrut să discutăm și nu te-am întrebat? Nu aș putea spune, cred că am acoperit subiectele de interes. Mă bucur că am putut să expun câteva din aspectele rezidențiale din Comuna Moșnița. Felicitări în primul rând pentru ideea formatului de emisiune. Este un prilej extraordinar, este o chestie minunată, Ovidiu, ce faci pentru piața imobiliară. Nu s-a gândit nimeni să facă. Probabil să fie o educare așa a consumatorului și informații de pe piață. Nu există nimic ca la nivelul orașului sau a zonei sud-vest prin care să se analizeze piața imobiliară. Felicitări, un lucru extraordinar. Îți mulțumesc mult pentru apreciere. Eu, cam în fiecare emisiune, invit pe toți cei care cred că au ceva de spus despre piața imobiliară din Timișoara și zonele periurbane să ne scrie pe pagina de Facebook a emisiunii, să vedem dacă chiar au ceva interesant de spus și fără nicio problemă, dacă o să considerăm că au ceva interesant de spus, o să invităm. Îți mulțumesc încă o dată și sper să răspunzi tot cu da în viitor dacă o să te invităm. Cu siguranță. Mersi, mulțumesc mult de invitație. O seară bună tuturor. Mulțumesc mult. O seară plăcută. Noi ne vedem în fiecare luni de la ora 19 la Sud Vest TV la Pulsul Imobiliar. O seară bună.